Reamintiți, în ședință de îndată, consilierii locali din comuna Frătești au aprobat luni proiectul de hotărâre ce vizează sărbătorirea zilei localității Remuș. Evenimentul va avea loc pe 27 iulie, zi în care remușenii sărbătoresc hreamul bisericii din localitate. Luni, consilierii comunale au hotărât ca de Sfântul Mucenic Pantelimon, pe 27 iulie, să fie sărbătoare la Remuș. Inițiativa aparține unui grup de cetățeni din Remuș. Unul dintre aceștia este profesorul Emil Talianu, care a luat parte și la ședința de luni. Dispoziția privind convocarea Consiliului Local al Comunei Frătești în ședința de îndată, în data de 13.07.2015, ora 10, având în vedere prevederile articolului 39, aliniatul 4 și articolul 68, aliniatul 1, articolul 39, aliniatul 6 din legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare. Primarul Comunei Frătești dispune: se convoacă Consiliul Local al Comunei Frătești în ședință de îndată, în data de 13.07.2015, ora 10, ședința va avea loc în sala de ședință a primării Comunei Frătești la inițiativa primarului Comunei Frătești. Următoare ordinea de zi. Punctul 1. Proiectul de hotărâre privind declararea zilei de 27 iulie, când se prăznuiește Sfântul Mare Mucenic al Tămăuitor Pantelimon, zia satului Remuș. Prezenta dispoziției va fi comunicată instituției prefectului Giurgiu și dusă la cunoștință publică în grija secretarului. Cine? Cine e pentru? Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Dăm cuvântul domnului primar al Comunei Frătești, domnul Marian Cărățean. Am inițiat acest proiect de hotărâre astăzi, în ședință de îndată, ținând cont că este hramul Bisericii Sfântul Pantelimon a satului Remuș. Această atestare documentară și am luat această hotărâre la insistența unor cetățeni ai satului Remuș. Această atestare documentară se materializeze prin acest proiect de hotărâre de zi a satului Remuș. Să îmbinăm o situație între toți factorii implicați în situația de civilizație și cultură și asta. Vreau să vă spun că, cu permisiunea dumneavoastră, trebuie să inițiem și un proiect de hotărâre pentru ziua Comunei Frătești, dintre care domnul Victor Ioanițescu a venit cu o propunere și a zis că domnul profesor Bulacu, care a scris și a colectat de la aceste patru sate documentare toată monografia Comunei Frătești, dintre care vom declara, când vom face ședința următoare, și cetățean de onoare a domnului Burlacu. Cam atât am avut de spus și dăm cuvântul domnului inițiator, care dumnealui a inițiat acest proiect de hotărâre și nu domnul Talianu. Stimate domnule președinte, domnule primar, stimați consilieri, care mă bucură că ne-am cunoscut cu acest prilej, vă mulțumesc pentru faptul că ați fost de acord cu acest proiect de hotărâre, care de acum a devenit hotărâre și doresc să aibă continuitate în satul Remuș. Ne-am gândit la acest lucru și mă bucură că v-ați gândit și o parte dintre dumneavoastră din satele aparținătoare, fiindcă, așa cum menționam și cu ceva vreme în urmă, oamenii din această localitate au nevoie și de bucurie. Mergând de la faptul că cetățenii acestor comune v-au dat această încuvințare, acest gir să-i reprezentați la această masă,
și să luați deciziile care se cuvin să le transmiteți executivului, oamenii au nevoie și de viață spirituală. Avem niște așezăminte de cultură, avem niște lucruri, aveți intelectuali în fiecare localitate și îi puteți dinamiza pentru ca să le facem și oamenilor acestora o bucurie. E păcat, urmărim televiziunea, eu am fost invitat în foarte multe sate din județul Giurgiu, inclusiv chiar și sate, mai cu ceva vreme în urmă, am fost la Petru Rareș, un sat izolat care aparține de izvoarele. Și tocmai în comuna în care m-am născut să nu facem acest lucru și în care locuiesc. Mă gândeam că poate vine de la dumneavoastră inițiativa asta, dar fiind preocupați mai mult cu partea de buget, edilitar, gospodării și alte lucruri pe care le aveți în atribuțiuni, bănuiesc că ați lăsat mai la urmă acest lucru. Vrem ca în fiecare localitate să avem asemenea acțiuni, fiindcă sunt necesare. Sunt necesare, fiindcă ați văzut televiziunile, transmit orice alte lucruri și orice alte evenimente, fără să vorbească de spiritul local. Copiii dumneavoastră, nepoții noștri, nu prea mai știu dragostea și iubirea față de locul natal. Vrem să-i ținem acasă, să-i întoarcem acasă, nu să se ducă spre alte țări, fiindcă nu știu dacă pâinea e mai dulce acolo decât în satul natal, pâinea pe care o face bunica, mama sau soția. Și tocmai de aceea am gândit împreună cu domnul primar și îi mulțumesc pentru această accepțiune, să acordăm acestor sărbători profil național. O să vedeți că și bannerul pe care l-am făcut are motiv național, invitațiile pe care vom începe să le difuzăm de astăzi și mulțumesc consilierilor din Rămâși care s-au oferit să împartă aceste invitații pe ulițele lor. Chiar pe invitația care o vom difuza, am scris acolo prezența la Sfânta Biserică în costum național sau, dacă nu, să aibă un element din costumul național. Și așa manifestarea dorim să o finalizăm la Rămâși cu o horă a satului, așa cum se făcea pe vremuri în alte sate. Rămâșul e mai tinerel, nu a avut acest obicei, dar nu se poate, trebuie să-l includem și pentru acesta. Deci iată rolul acestor sărbători. În final, țin să vă mulțumesc pentru unanimitatea de care a dat dovadă, nici nu mă așteptam la alt rezultat, dar este un lucru extraordinar și îl găsesc un început și mai ales un început pentru coeziune a Consiliilor Local, pentru... E păcat. E prima așezare pe care o vede un om care vine din peninsula balcanică și își pune întrebarea, cum vă pune și dumneavoastră, măi, trec prin România, trec prin Ungaria, Bulgaria, Austria, sau... ia să văd cum e primul sat, cum e prima comună și să arătăm că suntem adevărați români, fiindcă e bine, domnilor consilieri, să lăsați un semn al existenței dumneavoastră, să luați nepoțelul de mână și să spuneți, vezi, măi, clădirea asta, eu am ridicat mâna și am zis să se facă la Rămâși, la Frătești, la Bănălmaia, la cetate. Vă mulțumesc din suflet. Vă invităm de hramul bisericii să participați toți consilierii alături de mine acolo, la biserică și la manifestare, care ulterior vom face în fiecare sat, așa cum am vorbit, să inițiem proiectul de hotărâre, să-i dăm atestarea documentară la fiecare sat în parte. Țin să vă mulțumesc în continuare și, cum v-am relatat, duminică este un meci de fotbal între Malu, Vedea și Frătești pentru caritate. Și iar vă fac o invitație oficială să participăm cu toții la acest bal de caritate de fotbal care este. Și mai am o problemă în momentul când, cu permisiunea dumneavoastră, când dăm ziua comunei, să facem și o construcție, un obelisc la intrare în comună. Dacă sunteți de acord cu caracterele comunei, cu stema comunei Frătești. La intrare unde?
Acolo la intrare. La comună la Frătești? La Frătești. La intrare la Remuș? Nu, la Frătești. La Frătești. Ar fi bine și la Remuș. Facem. Domnul Talianu, fiind prima localitate în Balcani, de pe România, va fi și o legitimație deci, de prezentare. Bun. Dacă... Vă rog să consemnați. Putem face așa. Haideți ușor. Da. Ce se întâmplă? Facem un obelisc la intrare în comun aici, la intrare de la Bibița încoace și vom face pe cele două drumuri, la intrare la Daia, la Remuș, la cetatea acolo și la Giurgiu și intrarea în comună pe Ghimbați. Mai facem patru obeliscuri mai micuțe cu comuna Frătești. Dacă sunteți de acord. Cu satele da. Da. Sau într-o construcție, nu neapărat. Da. Vom discuta într-o ședință. Deci vom discuta într-o ședință ulterioară. Da, vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte păreri, domnule. Domnul Tudor Lu. Da, vă mulțumesc, domnul Tarian, ați avut o propunere chiar super. Ne pare rău că asta n-a fost inițiativa primăriei și mai de mult trebuia să fie făcută asta. Nu, ne pare rău. Niciodată... Scuzați-mă, domnul consilier. Mie îmi pare rău că n-au fost prevăzute fonduri sau nu s-au găsit acolo 5-6 bănuți, lei. Bănuți sunt cam puțin la primăriile astea micuțe. Să știe cum. Dar să sperăm că vom găsi un fond pentru, pentru fiecare. Da, pentru fiecare, da. În buget acolo spormonim și trebuie să găsim un bănuț acolo ca să facem. Că ar fi păcat să nu facem pentru asta. Și în fiecare ședință o să aducem aminte de fiecare localitate, o să le punem pe hârtie acolo și să le facem pentru fiecare acolo data respectivă când va fi. Și rog pe domnul secretar să consemneze procesul verbal că vom face pentru toate, numai pentru Vremuș. Absolut. Da. Ca să fie consemnat acolo și pentru fiecare localitate să stabilim într-o ședință data respectivă când va fi ziua comunii respective și organizarea cum o face și deci vreau să spun că să găsim și ceva fonduri pentru asta, că trebuie și ceva. Am angajamentul alături de dumneavoastră ca să facem această poziție pentru fiecare sat în parte, inclusiv pentru ziua comunii. Da? Deci îmi iau angajamentul împreună cu dumneavoastră să facem pentru fiecare sat în parte. Da? Vă mulțumesc. Comentarii pe ceva discuții sunt... Da, eu vreau să mai fac un salutare. Da, și aș vrea în principal să-i mulțumesc domnului profesor Talianu, domnului primar, domnilor consilieri. Spuneam că trebuie să-i mulțumim domnului Talianu, domnul profesor Talianu, domnului primar, domnului viceprimar, consiliului local din care fac și eu parte, că ne-am gândit să... Să punem în discuție și să aducem la îndeplinire acest proiect. Exact cum spunea domnul Talianu, este necesar să nu uităm că majoritatea oamenilor din satele românești au nevoie și de cultură. Ceea ce, încă o dată, spun că este benefic. Și încă o dată vă mulțumesc frumos. Eu atât am avut de spus. Deci, dacă sunteți de acord, să deschidă puțin bannerul, să-l vizualizați. Ia mania. Deschideți-l. Această sărbătoare la fiecare s-a întâmplat.